Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. În dimineața aceasta o să ne plasăm în actualitate și o să vorbim puțin despre cripto și despre investiții, pentru că lumea se schimbă și monedele se schimbă și vom vedea dacă zona aceasta de cripto este în realitate doar partea de tranzacționare sau dacă putem să investim și chiar să ieșim în câștig de data aceasta. Aflăm informații relevante de la prietenul meu, Alexandru Hobin, cu trader de cripto, pe care am să încerc să-l stăpânesc, că își vorbește foarte, foarte mult. Bună dimineața, Alex, bine ai venit! Bună dimineața, George! Hai să o luăm cu începutul și să-mi povestești din nou, pentru că eu știu, dar trebuie să aflești cei de acasă, cum ai început tu să faci trading? Care e povestea ta? Of, de nevoie. De nevoie. Scurt, pe doi, eu sunt fost antreprenor și, din păcate, odată cu pandemia și bine puțin înainte de pandemie, cumva îmi prevestea viitorul, am reușit succesul de a da faliment. Și neavând, sau în momentul în care a venit pandemia, sincer să fiu, n-am mai avut curaj să mai investesc în absolut nimic, așa că am preferat să petrec un an sabatic. Să învăț, da, exact. Și pur și simplu s-a legat chestia asta. E un domeniu care mi-a plăcut, l-am descoperit, am devenit obsedat de el și am observat cât de ușor poți face banii online. Bine, după ce înveți, că inițial cât de ușor poți pierde banii online. Dar asta e cea mai scurtă variantă a poveștii. M-am gândit dacă o să spui pe aia scurtă sau dacă o să ne lungim mai mult în dimineața asta. Nu, o să avem 4 emisiuni ca să spun varianta lungă. Eu știu că tu în anul acela ai făcut foarte multe cursuri, între timp ți-ai deschis și propriul canal de YouTube, între timp ai devenit și trainer în zona aceasta, între timp ai făcut și foarte mulți bani și ai făcut bani folosind banii altora. Asta e foarte interesant. Da, da. Mulți oameni zic că pentru a face trading, și aici vorbim strict de partea de trading, pentru că e o diferență între a fi trader și a fi investitor. Investitorul se întinde pe perioadă mai mare, să zicem așa, ca trader doar trebuie să fii foarte disciplinat și să-ți marchezi profitul imediat ce ți-ai atins targetul. Dar îți imaginezi după un an de zile în care efectiv stai acasă fără venituri, pentru că asta am făcut eu, e clar că nu mai dispui de o sumă foarte mare de bani pentru a cu care să te joci și să-i mulțești. Și atunci apelezi la tot felul de companii. Norocul nostru în domeniul ăsta este faptul că avem companii ce investesc în noi. Și anume, sunt fonduri de investiții, sunt firme de prop trading care îți oferă bani, în schimb unui comision, bineînțeles. Iar tu te folosești de banii lor, produci profit și o parte din profit se duce către ei, dar este foarte convenabil pentru noi, deoarece noi pornim de la niște sume mici, dar odată cu asocierea cu aceste companii te trezești cu câteva sute de mii de euro așa, fără să... N-aș spune fără să faci nimic, pentru că, bineînțeles, ei te țin în perioade de probă și așa mai departe, dar e ușor accesibil, foarte, foarte ușor, mai ales atunci când știi. Care sunt principiile după care funcționează partea asta de trading? Cum ai explica unui novice? Uite, cum mi-ai explicat mie, de fapt, vinerea trecută, când am gat niște paste absolut geniale și te-am întrebat, mă, dar ce-i cu trading-ul ăsta? Explică-mi și mie, te rog. Păi, poți să compar trading-ul ca fiind chiar un business în care cumpărăm un asset sau o criptomonedă, un stock sau orice altceva, în general un instrument financiar, și îl vindem într-o perioadă scurtă de timp. Cumva noi ne dăm seama ca trader când piața va crește, dar vorbesc de creșteri pe termen scurt, pentru că atunci când vine vorba de trading, putem să cumpărăm la ora 10 dimineața, spre exemplu, și să fie sau să ne dăm seama de un market crash și să cumpărăm, să vindem în pierdere la 10 dimineața și la ora 11 să marcăm profit. E o chestie foarte, foarte tare. E ce mi-am dorit, pentru că spre deosebire de partea de antreprenoriat în care îți ocupă absolut tot timpul, atunci când ești trader, poate stai o oră, două pe zi, lucrezi și ulterior poți să-ți faci restul vieții, să te duci la sală, să faci sport, să te plimbi, poți lucra în vacanțe, eu lucrez foarte mult plecat de acasă, tot ce ai nevoie e un laptop și eventual un monitor portabil lângă tine și cam asta e tot, îți faci treaba. După ce te ghidezi, care sunt indicatorii pe care îi urmărești în piață? Ce te ajută să gestionezi aceste investiții mai bine? Aici e o chestie interesantă, pentru că sunt foarte mulți traderi în piață care folosesc indicatori. Nu zic că este rău. În schimb, părerea mea, ca și profesionist, aș putea spune, în domeniul ăsta, este că prețul creează indicatorii. Și anume, în momentul în care eu mă uit la indicatori, văd un pic retrospectiv ceea ce se întâmplă. Pe când eu vreau să anticipez mișcarea. Aici e o problemă.
Metoda pe care eu am ales-o și o abordez în fiecare zi se numește price action, în care noi efectiv analizăm mișcarea de preț. Și ne utilizând indicatori, ne dăm seama cam în ce zone oamenii au cumpărat, sau marea majoritatea oamenilor au cumpărat, și cum vor reacționa ei atunci când prețul atinge o anumită zonă. Vom ști dacă marchează profitul sau dacă încep să aibă teamă că își vor pierde banii și vor da drumul la ordine, și în felul ăsta anticipăm. Nu prea folosesc indicatori, ci pur și simplu am graficul destul de gol și îmi dau seama doar după mișcarea prețului. Dar e o chestie în care ai nevoie de foarte mult antrenament. Mai mult de un an, îți garantez. Mi-ai dat un exemplu vinerea trecută cu un telefon și dacă poți să-l reiterez, pentru că eu te-am chemat ca să și recapitulezi informațiile pe care mi le-ai spus tu. Ok, imaginează-ți că te referi la vinde în pierdere. Dacă mi-aduc aminte, ăsta era exemplu cu telefonul. Da, o chestie foarte interesantă pe care mulți oameni nu o știu este că poți să faci bani atunci când piața scade, atunci când ești trader. Bine, te folosești de levier, de instrumente, de short și așa mai departe, dar principiul este foarte, foarte simplu. Dacă tu mi împrumuți mie un telefon, eu trebuie să-ți dau ție un telefon înapoi, corect? Și atunci acești brokeri la care noi tranzacționăm de obicei se folosesc de instrumentele astea, pentru că oamenii care nu știu să tranzacționeze vor pierde bani și pentru ei este profit. Dar dacă știi să le folosești, se funcționează în felul următor. Tu dacă îmi dai mie un telefon, eu mă duc și îl vând în piață cu 1000 de lei, da? Și știu că prețul acelui telefon va scădea. Să zicem că am această informație, am analizat și așa mai departe. Și ulterior, când prețul telefonului ajunge la 600 de lei, eu mă duc și cumpăr cu 600 de lei același telefon pe care ți-l înapoiez, iar eu rămân cu profit 400. Prin urmare, orice produs există în piață, tu poți face bani pe scădere. Și brokerii te ajută în sensul ăsta. E foarte drăguț să știi că nu trebuie doar să investești atunci când piața crește. Și atunci când ești daily trader, faci bani indiferent dacă piața crește sau scade. Asta e farmecul. Ce se întâmplă cu tine în următoarele ore după ce termine emisiunea, având în vedere că mi-ai zis azi dimineață că a scăzut piața? În primul și în primul rând, eu am niște cursuri după ce termin emisiunea cu niște elevi, dar sunt foarte momentan, ar fi trebuit să intru ieri pe o poziție de scădere. Am ezitat pentru că am așteptat un anume punct, dar de principiu eu aștept să scadă piața până când consider eu că oamenii au ajuns în locul în care își doresc să crească. Și asta, bineînțeles, poate reiese din niște analize grafice. Bănuiesc că undeva pe mâine, sau maxim în seara asta, maxim mâine, ar trebui să-și revină. Mă refer strict la piața cripto. Dar e o scădere de short term, nu vorbim de... Îți dai seama, dacă eu tranzacționez zilnic, nu pot să mă raportez la prețul lunar sau chiar săptămânal. Eu vorbesc de scăderi foarte mici, de, nu știu, 2000-3000 de dolari în Bitcoin, ceea ce nu e foarte mult. Cum te simți în zona asta de mentor? Cum ți-ai dat seama că ai această abilitate? Bine, tu vorbești foarte, foarte mult și asta este una dintre calitățile tale profesionale. Eu mi-am mai devenit profesor. Mi-am pornit canalul de YouTube pentru că în timpul pandemiei nu aveam socializare și simțeam nevoia de a socializa cu oamenii. Și prezentam cam tot ce învățam eu și cum tranzacționam și câți bani făceam și cum poți deveni independent financiar, și am demonstrat că poți chiar cu bani puțini, cu puținii bani pe care aveam, să trăiești o viață mai mult decât decentă la momentul respectiv. Și oamenii au început să interacționeze cu mine și au zis, bă, dar nu vrei să mă înveți? Nu vrei să mă înveți și pe mine? Și zic, ok, hai că te învăț. Și ușor, ușor am creat programul ăsta de mentorship și mulți oameni au zis, mamă, ce tare e, hai să continuăm. Și am rămas cu foarte mulți elevi care în continuare le sunt mentor. Și, bineînțeles, analizăm piața în fiecare zi și discutăm de posibilități, oportunități. Uneori când nu sunt eu atent la piață, îmi trimit ei. Și faptul că am reușit să-i învăț să analizeze piața corect, pe mine mă ajută, că ai destul de mulți elevi și ei îți mai trimit. Și ești atent, te uiți, zic, ok, oportunitatea asta n-am văzut-o, hai să o iau. Dar, în principiu, nu. Mie îmi place să socializez. Ăsta a fost motivul pentru care mi-am pornit canalul de YouTube. Pentru un tânăr care are un excedent bugetar, tu ce ai gândit? Cum i-ai recomandat să iasă din impas și să nu mai țină banii la starta, ci să investească? În primul rând că noi pierdem bani. Fiecare zi, fiecare an în care noi suntem blocați cu banii, pierdem 4% din inflație. Am înțeles că anul ăsta ar fi undeva la 5%, ceva de genul. Deci, dacă tu ai 100 de lei acum, anul viitor vor valora 95. Și îți dai seama că fiecare an care trece,
Vorbim de asemenea despre o scădere progresiv geometrică, dacă nu mă înșel, așa se numește, vei pierde 5% din toată suma. Îți recomand să investești în S&P, mă rog, cine știe despre S&P, este un indice a top celor 500 de companii din toată lumea, care are un randament de aproximativ 15-20% pe an, raportat din 2010 până acum. Eu am făcut eu niște calcule și ăla este destul de sigur, ăla crește în continuu, pentru că atunci S&P ce face? Atunci când cea mai puțin profitabilă companie, să zicem de pe locul 500, nu mai este profitabilă, ei îl scot din indice și o introduc pe următoarea cea mai profitabilă. Și realitatea este că oricum valoarea companiilor va crește. Deci este destul de safe, să zic așa. Dacă nu te pricepi la bursă, în primul rând că eu recomand tuturor să învețe treaba asta. Eu mi-aș fi dorit să o fi învățat de la 18 ani. Dar dacă nu te pricepi la bursă, se spunea înainte și Kiyosaki chiar vorbea, zicea să investești în aur. Eu nu am văzut un randament fantastic în aur. Aș miza mai degrabă pe monedele clasice, Bitcoin și așa mai departe, sau S&P, sau chiar stocks pe termen lung, dacă nu te pricepi. Dar e foarte, foarte bine din punctul meu de vedere ca toată lumea să învețe. Sunt lucruri de bază, ușor de învățat și pun pariu că oricine poate să învețe. E dovedit de elevii mei. Ce, am elevi de la 16 ani, ba chiar 15 ani, dacă stau să mă gândesc, până la 55 de ani, chiar 60 de ani. Dacă ar fi să luăm și un exemplu concret, în cazul în care eu vin și îți spun, uite, Hobicule, am 1000 de euro, vreau să investesc. Ce se va întâmpla cu această 1000 de euro la final de an, din punctul tău de vedere? Cam cât de mult aș putea să o înmulțesc? Depinde de ce market avem. Dacă ești o persoană căreia nu-i place să stea în fiecare zi cu nasul în calculator, cum fac eu, cu investiția într-un S&P, să zicem că avea un randament de 10%, 15%, aproximativ. Asta nu înseamnă că mâine nu se poate întâmpla un market crash. Când zic de randament, vorbesc de un average, da? De la, din 2010 până acum, cam 15-20% pe an a avut. Dar dacă prinzi, cum este acum în crypto, un bull run, poți să-ți mulțești banii destul. Adică știu persoane care au mulțit 1000 de euro și poate au ajuns la 80.000 fără să facă daily trading așa cum fac eu. Pur și simplu și-au aruncat banii într-o monedă și au lăsat acolo. Și au lăsat acolo pe termen lung. De asemenea știu și persoane care au pățit reversul. E important să găsești punctul critic în care să cumperi și cred că ăsta se poate învăța. Nici măcar nu ai nevoie de banii proprii cu care să exersezi, pentru că există platforme ce îți oferă conturi demo, unde te poți antrena cu bani virtuali și poți să vezi de curiozitate, îți introduci acolo 1000 de euro, doar apeși un buton și zici, ok, vreau un buget de 1000 de euro și să văd de curiozitate dacă pot să mă descurc cu ei. Foarte. Și, da, îți recomand, e un antrenament, poți să faci asta 5 minute, 10 minute pe zi și îți garantez că într-un an de zile o să-ți dai seama cum să faci investiții. Și fără mentor și fără cursuri, fără nimic. Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi, că ai acceptat invitația noastră și pe această cale hai să-l salutăm și pe prietenul nostru, Alin DJ. Alin Drăgan, da, salutare! A zis că se trezește și că se uită și pe această cale o să ne luăm noi la revedere acum și pe Alin îl invităm să rămână cu Mihai Popa, care o să ne ducă în Madeira și o să ne prezinte cel mai frumos traseu montan.